Salut și bine v-am găsit la un episod pe Train Station Renovation, jocul în care trebuie să facem curățenie, să renovăm și să readucem la viață gări care arată îngrozitor de rău, părăsite sau chiar vandalizate de huligani. O parte din unetele care ne sunt puse la dispoziție le aveți pe peretele acesta, însă avem ceva mai multe unelte. Iar pentru cei care ați urmărit seria până acum, voi nu mai aveți nevoie de prezentarea jocului, însă prezentarea am făcut-o pentru cei care sunt noi sau pentru cei care s-au abonat recent și nu știu despre ce este vorba. Însă, pentru cei care ați văzut seria până acum, am o veste proastă. Proastă a fost și pentru mine, astfel că s-a dat reset la joc, nu știu câți dintre voi aveți jocul, însă s-a dat reset la joc, astfel că s-a modificat foarte multe pe harta aceasta. Nu știu, dacă vă uitați la un episod în urmă, pe care probabil o să-l vedeți pe la recomandate sau îl găsiți în playlist-ul cu Train Station Renovation, veți vedea că până în punctul acesta, pe harta cea veche, aveam maxim 4 gări de renovat. Acum, din câte vedeți, sunt mult mai multe. Însă, la ce nu s-au gândit ei, e că unii deja au apucat să-l joace. Astfel că, pe harta veche, aveam prima misiune în gara aceasta, ok? Iar a doua misiune era aici. În gara aceasta. E, pe harta cea nouă, din câte vedeți, o am pe aceasta pe care am făcut-o pentru că mi-a resetat absolut toată evoluția pe care o făcusem pe joc, iar a doua e aceasta pe care n-am făcut-o niciodată, iar pe harta cea veche nu aveam. Deci, practic, eu am făcut-o pe asta pentru că voi deja o știați și avem episod pe canal cu ea. Acum va trebui să filmez episod cu aceasta, episodul de astăzi. După aceea va trebui să curăț gara aceasta în mod offline, pentru că voi deja ați văzut două episoade, chiar am împărțit-o în două episoade gara aceasta, după care vom continua și Doamne ajută că n-am făcut mai multe misiuni pentru că ar fi trebuit, acum ar fi fost un haos total să le refac din nou și credeți-mă că nu mai are niciun farmec dacă le refac de două, trei ori aceleași gări. Astfel că astăzi mergem într-o gară Very Climatic Railroad Station, Amazing Nature Around, o gară în natură. Din câte văd, nu e chiar în oraș, undeva într-o orașe. The ticket office of the station are historic, so you have to be careful during the renovation. Are și ce... Ai o gară mai mult istorică, de asta ar trebui să avem grijă cum o renovăm. Păi, hai să mergem acolo să nu mai pierdem vremea, v-am explicat deja despre ce este vorba. S-a dat reset la joc, cu alte cuvinte, mi s-au anulat toate misiunile pe care le făcusem, bugetul e ceva mai mărit cel, deși știu că eu aveam bugetul mai mic, însă acum încep cu un buget mai mare. Hai să vedem ce avem noi de făcut aici. Asta e mașinuța cu care venim. Oh, avem aspirator. Ok. De fapt, știi că l-am avut și înainte. Aha. Bun. Păi, hai să începem. Ce să mai... ne trebuie un coș de gunoi neapărat, dar coșul de gunoi... Mamă, dacă e de mare. Voi vă dați seama cât am de făcut aici? Lele... Bun, o să punem aici un tomberon. Îl punem mixat. Din câte am văzut că dacă îl pun pe containere de reciclare mi-ar da mai mulți bani pentru că reciclez gunoi. Însă eu o să-l pun la grămadă ca să nu stau tot timpul să aleg gunoaiele, să pun plastic la plastic, carton la carton și așa mai departe. Ops, mamă ce mamă. A, cred că am numai sticlă în sau că să nu dau seama. Oricum sunt foarte multe gunoi. Hai că l-am pus dacă e. Foarte multe gunoi, deci nu vine să cred. Muzică pe fundal nu mai avem pentru că din câte v-am povestit deja mi-am luat copyright la unul dintre episoade, deși e melodia lor din joc, nu e ceva ce am ales eu să fie. De asta am ales să joc jocul pe cu sunet zero în ceea ce privește muzica. Încolo nu cred că am voie să mă dă, nu? Mai mult. Ia să vedem. Hop, gob. Deci până aici am voie, ok. Pe aici nu prea am nimic de făcut, doar că pare puțin inundată zona. Lemnele astea n-am ce să le fac. Ok. Hai să ducem și saci așa, după care ne întoarcem O să-l arunc? Gata, mă, l-am aruncat ca să nu mai fac drumul până acolo. Oricum văd că e foarte jegoasă gara. Aici putem să reparăm, cred. Ia să vedem. Hop, gata, mai știu ceva. N-am mai jucat eu de foarte mult timp, dar încă mi-amintesc lucruri. Încă nu mi-am ieșit din mână. Ia trasa, n-am ce să-i fac. Mai văzut niște gunoi pe aici. Chiștoace de țigări. Mamă, ce aici? Pietre, bucăți de fier. Ceașcă, o butelie pe care ar trebui să o pun aici. Nu știu, cred că e butelie de gaz în principiu. Avem și o canistră. N-am ce să fac cu ea. O punem aici. Bă, da, gunoi peste tot. Uite, știu cât de multe sunt. Și pe parcurs ce noi strângem gunoi, la un moment dat o să ne mai arunce câte un sac de gunoi care se presupune că l-am umple noi. Pe parcurs
ce strângem gunoi din curtea gării. Mă rog, nu e chiar curtea gării, pentru că e undeva în mijlocul naturii. Opa. Asta și pe asta. Bă, cred că se umple tomberonul ăsta imediat. De fapt, tomberon, container mai degrabă. Piatra asta n-am cum să iau. Jocul are 130 de FPS-uri. Puțin ireal, stați puțin să modific. Din păcate, din păcate, nu pot să modific decât după ce ies din misiune. E, o să se miște puțin mai ciudat. Pa. Dacă puteam să... De fapt, stai că pot să o distrug pe asta. Ok, asta trebuie să-l dezansamblez. Sticlă, mamă, deja lemnele astea cred că trebuie lăsate aici, nu? Avem... Aici e spart, na, aici oricum n-am ce să fac, luăm decât sacul ăsta și-l aruncăm la tomberon. Ne garbim puțin pentru că am impresia că o să stăm foarte mult pe aici. Deci e o gară destul de mare cu multe clădiri. Bine, clădiri. Construcții, să nu le zicem chiar clădiri, că nu sunt clădiri în adevărat sens al cuvântului, mizerie, ceva nu. Bun. Ar trebui să aduc aspirator, văd că deja îmi sugerează unde l-aș putea pune. Bănesc că trebuie să tragem mapa de aici sau ceva de genul, ia să vedem. Bun, furtun. Parcă aveam și un furtun pe aici. A, pot să-l prelungesc după. Ok. Ok. Mă așteptam să mă lase să-l prelungesc acum. Open. A? Open all blocking doors. A, și trebuie să scot apa din nou într-o ochi și cealaltă o voi pune la evacuare celălalt furtun. Haide mă că încet, încet începem să despuțim gara. Am puțit rău de tot. Și? Păi acum ea deja începe ca să tragă apa, deja iese la lumină puțin. Curățăm și cred că pot să-mi permit să intru și eu, nu? Bun, să facem curățenie până una alta. Nu stăm degeaba. Am dat doze, au băut și au chefuit ce au făcut în gara asta, nu știu, țigări ce au fumat. Ce ciudat e că unele doze sunt nedesfăcute, asta mă amuză foarte tare în jocul ăsta, sunt doze nedesfăcute. Uite, sticla asta de exemplu pare ok, hai să zicem că e băută și pus dopul la loc, dar sunt foarte multe doze nedesfăcute. Ce mare de tras aici sau? Mamă, câte gunoi sunt. Lele! Trebuie să, mamă, trebuie să o și decorăm pe asta. Lehe! Avem, avem, avem de muncă. Exact cum v-am spus. Foarte mult de muncă. Vete, cred că tot. Oglinzele, nu? Nu. Ok. Deja avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sași de gunoi. Nebun. Deci șterg ceva, pereți nimic? Pereții curați, wow. Mă uimește, 2, 3, 4, 7. 7 saci. Păi până... Până-i tra... Hai, hai ca... Păi și o mai lăsăm sau deja a tras tot ce trebuie? Eu zic că a terminat, nu? Hai să vedem, ca și misiune. A, nu mi-apare. Repair the footbridge. Podul. Ok. Și nu se oprește așa? Gata, mă. Hai. Furtunele? Sunt în mașină? Bă, mi-a dispărut furtunele. Probabil că... Le-a pus singur în mașină. Cine știe, poate nu mai am nevoie de el. Dacă saci avem aici o grămadă. Cred că ar trebui să mă plătească foarte mult pentru treaba asta. Uite, avem și un sac auriu sau nu știu exact ce. Cred că are plastice. Da, cred că plastice, după cum se aude, sau fier. Bine, fier. Bucăți de metal, de aluminiu, mai exact. Asta verde e sticlă, sticlă. Asta e sticlă, auzi cum se aude sticla. Îmi place că sunt sunetele destul de realistice. Și tomberonul ăsta e aproape full. Aici avem de pus niște obiecte. Și anume, cred că niște WC-uri, niște chiuvete. Hai să vedem exact. Da. Elemente de baie, 16 coșuri de gunoi, decorații și sink. Sink ăsta nu mai știu exact ce e. Vezi cum merge? Nu merge nici becul. Trebuie să reparăm, cred că și electricitatea. Bă, o grămadă de muncă avem în gara asta. Și cu cât fac curățenie, cu atât mai apare câte o doză, câte o sticlă, câte un castron. Ce au făcut, mă, oamenii ăștia aici?
Păi, e bine că, momentan nu avem grafitiuri pe gara, adică nu... Poate mai avem aici o cutie de pizza și automat ne-am mai făcut un sac de gunoi. Nu, no, nu, no, nu, no, no, de lângă. Bro. What? Uite, mă, intrase sacul prin ușa, că e și optimizat cum trebuie, îmi place. Bun, grafiti n-avem, nu? Nici pe asta, nici pe asta, să ne uităm să n-avem vreun grafiti pe undeva. N-avem nimic. Asta e foarte bine. Da, în schimb, gunoaie pe jos, grupa mare. Blugi, what? Asta trebuie să o distrugem. Distrugem și pe asta. A, nu pot să distrug, ok. Va trebui să-l iau manual, să-l pun. Cred că ar fi cazul să mai punem un tomberon, că ăsta e prea... Ăsta e plin. Hai să vedem. Mai avem încă un sac aici. O grămadă de gunoaie, deci nu-mi vine să cred. Și multe clădiri, adică ăsta ar trebui să-mi dea bani mulți de tot. Pe ce fac eu aici? Farfurie. Avem un sac aici, îl ducem și pe ăsta repede. Piatra aia nu cred că putem să o luăm. Am încercat odată. Poate să... Este aproape plin. Bun, văd că... Ah, uite. Exact ce vă ziceam. Când sunt gata să spun că nu mai sunt gunoi pe partea asta, mai apar două... Ceva pe jos? Burieni? Ceva? Nu. No. Ok. Hai să reparăm totuși cina. Ok. Acum ar putea să circule și trenul pe aici, mă gândesc. Uite pe asta cum e. Asta trebuie frecată destul de bine, să vedem. E, hai că încet, încet începe să își revină. Era mâncată de rugină, n-am cum să o schimb, sincer. Nu-mi permit luxul ăsta, însă o curăț cât pot eu de bine, astfel încât să poată să înceapă trenul să circule. Oricum pe aici o să încetinească, deci nu e nevoie de o șină mult prea rezistentă. Haide, mă. Perfect. Mai avem ceva? Hai să vedem. Ne-a scăpat vreo bucățică? Uite aici acum e sărită. Oleo, mica, am frică aici. Cam sărit aici. Ne. Nu e bine, dar de... Asta am cu asta de filez. Lucrez practic cum s-ar spune cu materialul clientului. Nu am de unde să-i schimb eu șina la ora asta. Bun, arată ok în partea asta. Șuruburile astea sunt și le ruginite, dar... Hai. Cum se numește? Madborug. Nu știu exact cum se citește. Îmi sună nemțește. Acum sper să nu mă fac de râs, dar mie așa îmi sună a nemțește. Agară din Nemția. Ok. Mamă, iarăși gunoaie. Uite, rățușa asta aș putea să opresc eu, dar... Hai să punem în mașină pe asta. Pe asta o iau să o dau unui copil. O să o curăț și o dau unui copil. Hai să vedem. Hop. Punem frumos. Uite, o să punem fix aici. Pe asta o să o dăm. Dar nu vrea să stea în picioare, asta e problema. Eh, lasă așa că oricum, o curăț și o dau unui copil. N-are rost să o arunc dacă tot am găsit-o. Farfurile astea n-am ce să fac cu ele. Uite, suluri de hârtie întregi. Că aș putea să mă apuc să le colecționez și pe ele. A scoate niște bonus pe ele. Nu pot să intru pe sus, totuși mi-a arătat acolo un checkpoint. Aici și n-acum stă. N-apare ok. Vedem până în partea asta. Trebuie să reparăm. Ia să vedem. Repair the footbridge. Podul. Care pod? Ce că ar fi un pod aici care trebuie reparat. What? E un om acolo sus. Aici se pare că e cam... Dar cam înfundat, deci nu o să mai circule niciun tren prea curând aici. Beware troll. Ăla de sus ar... E statuită de troll, dar nu pot eu să urlă el, nu? Nu pot, dar... Nu știu dacă vedeți, dar chiar e statuită de troll acolo sus. Troll. Bun. Ce pot... A, pe ăsta trebuie să-l repar, nu? Aha. Ce mă cu spray-ul ăsta, lol? Bro. Ia să vedem. Nu era asta reparația. Bă, da. A, mai am. M-am grăbit. Totuși nu e podul reparat. Trebuie să-l repar pe tot. Ok, am înțeles. Vedem ce mai avem în regulă la el. În câteva gunoi le luăm imediat.
Asta ar trebui să-l ducem în mașina lui ca să nu-l uităm, că dacă-l uităm, s-ar putea să fim nevoiți să cumpărăm altul sau să ne întoarcem după el. Bun. Hai să vedem podul. Aici nu prea avem ce să-i facem. Aici e ok, e ok. Ce mai? Era un ciob rătăcit. Ce apare? A, uite aici. Aici mai trebuie reparată bucata asta. Nu știu și preiul ăla de ce tot mi-apare. Bun, am refăcut unul din... am terminat unul dintre task-uri și automat am terminat și următoarele două. Practic cu toaleta și cu... Clean up the furnish in the tickets office. Deci am reparat și oficiul de tichete și baia. Mai avem acum, hai să vedem ce avem. Ce? Clean up the furnish in tickets. A, nu, acum trebuie să reparăm și să curățăm practic oficiul de tichete. Până acum am reparat doar baia și încăperea cealaltă pe care, în care aveam apă. De fapt, aia era baia, nu? Ia să vedem. Deci, am reparat-o pe asta și am curățat-o și pe... Pe asta nu, nu? Nu, pe asta nu. Și pe asta de tichete. Acum avem, de fapt, nu, etichetea asta e baia. Bun, deci asta de baia și aplicătoarea asta unde aveau ei lemne și, mă rog, foarte multe gunoi. Acum trebuie să găsim oficiul de etichete. Asta, sigur, nu e oficiul de etichete. Oficiul de etichete pare mai mult ăsta. Da, uite ce avem aici. Serios. Asta nu merge să-l distrugem. Practic, cred că ar fi o idee bună să mai cumpărăm un tomberon aici. Tot mix, ne-a mai luat 1000 din buget ase, doar cum cred că ne luăm niște bonus frumoși pe contractul ăsta, așa că nu mă plâng. Lele, am dat ochi pe lângă. Lemnul ăsta, nu putem să luăm, ok. Graffiti ceva pe exterior, ia să vedem. Asta e plin tomberonul ăsta, aproape plin. Graffiti n-avem, din fericire. Acum începe distracția. Mai avem găleata asta ruptă și veche și ruginită, o aruncăm. Ce bine că am două tomberoane, că pot să abordez din orice... De pe orice parte pot să abordez situația. Opa. Caloriferul ăsta e cam greu. Hai că a picat și unde trebuie. Vâlă, mamă, dar asta de ofisul ăsta de tichete destul de mare. Asta nu pot să le fac, nu? Nu, căci că ar fi istorice, ok. Lăsăm așa atunci. Asta l aruncăm. Avem și posibilitatea să aruncăm saci și respectiv alte gunoi pe care le putem prinde în mână. Bă, dau o grămadă de gunoi, uite știu ce aici. Țigări, cola. Lele, ce aici? Ah, ok. Bă, de lângă. Ia uite, mi l-a aruncat pe partea aia, nu vine să cred. Bă, nu pot să-l distrug. Ok. Ce se poate distruge, distrugem. Ce nu, ai, trebuie să ducem manual. Ce mai avem aici? Telefonul să lăsăm, tablurile sunt ok. Becuri, bă, arată ok. Curat. Oare pot să repar eu aici pereții ăștia? Ia să vedem. Nu, nu pot să curăț, nu pot să fac nimic. A, uite aici pot să dau puțin cu motora. Dar totuși să vopsesc, nu pot deloc? Nu, 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 să vopsesc vreau. Mă întreabă ce vreau să vopsesc, frățioare. Ce vreau să vopsesc? Cu orice se poate vopsi. Ce? E alt tip de zid ăsta? Asta e pentru tavane, cred, și ăsta? Da, pare nu... Asta ar fi pentru trenuri, să le... să stilizăm puțin. Ok, lăsăm așa dacă nu vrea să fie vopsit. Hai să vedem ce mai putem distruge pe aici. Astea le luăm. Uite ce aici. Se pare că... Hop, ne-a deblocat... Ultima ne-a deblocat harta pe care eu am făcut-o deja pe canal. Înainte să se dea update-ul ăsta urât în care să-mi anuleze toate misiunile făcute. Să schimbe puțin hărțile. Asta îl distrugem. Ne-a dat și un 3000. Asta e bine, ia să vedem. Bă, e bine, ne-a dat și 3000. Mamă, câte gunoi avem, să mor. Mai avem pe engine? Aici nu ai. Aici apare să arate
Ok, mai e un gunoi pe jos, dar îl rezolvăm. Pe jos nu putem să dăm cu mutra. Bun, hai să luăm sacii și să aruncăm. Putem să-l aruncăm de aici? Perfect. Mai avem... Mamă, câți mai avem? Încă doi. Încă doi doar în încăperea asta. O să-i că m-am blocat. Vedem. Perfect. Și mai avem unul singur. Dar asta cred că nu mai încapem. Partea asta, așa că o să-l duc în celălalt tomberon. Cel pe care l-am făcut acum recent. Perfect, hai să vedem ce mai avem de făcut. Căperea asta arată bine, asta arată bine, asta arată bine. Bun. De ce nu-mi bifează cum că aș fi făcut clean up the farm și the ticket office? Zic că arată bine. Ia să vedem. Uite, vezi, da. Asta am scăpat-o din plan. Ia să vedem, facem pe afară. What? A, trebuie să iau întâi cioburile, ok. Adică de acolo de jos nu prea pot să iau cioburile. Le iau întâi de aici. Mai avem acolo sus unul. Cioburi, mai avem unul aici. Și acum trebuie să fie gata. Job, job, bătea și soarele cumva fix în direcția asta și mă orbea. Restul? Par făcute restul, nu? Ușile sunt ok, nu trebuie schimbate. Și totuși, everything is on the floor. You can find the ticket office inside the station. Ticket office. Băi, băiatule, băi, băi. Ticket office. Păi, ticket office-ul ăsta, mă, și am curățat tot ce trebuie. Gunoaie mari, mai am unul. Ce, doamne, iartă-mă de gunoi, nu știu, vede. Am cam curățat tot pe aici. Într-adevăr, mai am. Asta nu pot să iau. Mai am niște gunoi în partea asta. Dar pe asta le rezolv repede. Mai spar din ele, mai... hai că mai spar dacă e. Sticle, doze, butelii, țigări, bineînțeles. Ce să facă omul când așteaptă un tren? Să bage 20 de țigări. Până vine trenul. Mai încapem ceva aici? La limită, la limită. Asta nu cred că mai încape. Să vedem dacă totuși găsim un loc pe undeva. Uite aici, în colțul ăsta. Ăsta mare fai de capul meu. Hai să vedem. Poate încape și ăsta tot aici undeva. E mai cu moț așa, dar încape. Butelia asta mică. Asta e să punem în parte, în tomberonul celălalt, pentru că sigur, sigur nu mai încape acolo. Ar putea să ne cadă pe jos și practic muncim de două ori. Acum rezolvăm noi podul ăla că e înfundat, oare vine altă echipă, că eu nu eu știu să fac curățenie, nu știu să fac și construcții din astea. Hai că mai renovez, mai dau cu un trafalete, mai frec o rugină, dar nu știu să... N-am cu ce să car toate pietrele amar care blochează practic tunelul. Ok, și asta, mai avem cât mai avem? Unul singur. Bun. Aici putem să punem tomberon, dar n-am nevoie. Bun, dacă n-am nevoie, să vedem ce mai e pe... uite ce e aici. Nu cred că... Uite, bă, mi-a căzut în apă, mă, băiatule. Cum îl iau eu, mă, de aici? Uite că am putut. Doar că, vedeți, era cam la marginea hărții. Mi-a dat încă 4.000. Băi, e bine, e bine. Deci îmi dă niște bonus destul de... Destul de mulți. Hai să vedem. Da, tu nu merge cu task-ul ăsta. Nu știu ce se întâmplă. Clean up and furnish the ticket office. All fish and cash register were destroyed. Everything is on the floor. You can find the ticket office inside the station. Cred că am o idee. Cred că ar fi logic. După mine ar fi asta în care n-am făcut noi, dar... Hai
Asta trebuie să-l iau neapărat cu mâinile și să încerc să-i fac loc, dacă mai e loc pe aici. Nu mai e loc. Eh, hai că i-am găsit acolo. Îmi place că gara asta totuși nu a fost vandalizată de huligan, n-a fost desenată. Asta? Nu a fost desenat pereții, asta îmi place foarte mult. Lodițele astea le facem noi mici, le spargem ca să le fărăm mai ușor la gunoi. Și mai avem un sac. Eh, cam la limită, nu prea mai încape în el. Mai aveam o chestie pe jos, o cărămidă. Luăm și pereții, sunt ok, nu? Pereții sunt ok. Eh, dacă încape și ăsta, atunci chiar e șmecherie. Ok. Aici am făcut, acolo am făcut. Aici am făcut. Și totuși... nimic. Ok. Și totuși nu vrea să-mi completeze și mie. Clean up and furnish the ticket office. Aha, trebuie să și punem lucruri. Am înțeles. Bănci și scaune, două. Păi, hai să luăm... luăm două bănci din astea. Trash can, coșuri de gunoi. Asta mi se par cele mai ok. Decorații. Ca și decorații, ce am putea noi să punem? Stați așa să vedem. Păi să punem niște flori din astea măricele, dar nu, uite. Concomitent cu ce afară am putea să punem ceva de genul ăsta. Mi se pare mie că ar da cel mai mișto, uite și asta. De fapt, îmi trebuie vreo 4. Hai să vedem ce mai putem să punem ca și decorații. Putem să punem semne din asta de exit. A, da. Uite, să punem un semn de exit. Să știe oamenii pe unde e ieșirea. Cabină de telefon englezească, londoneză, ok. Deci putem să punem niște poli, niște dosare. Cred că ar ajuta foarte mult. Hai să le și punem dacă tot le-am luat. Uite, o bancă vine, bineînțeles, aici. Se pare că nu, hai să punem mai într-o parte. Se pare că arată genial, ca să nu deranjeze aici la ghișeu când vin oamenii. Iar aici, pentru a interzice accesul oamenilor să nu stea chiar în gura geamului, cei care cumpără tichete să aibă intimitate, putem să punem floarea asta. Atunci o să fie așa oarecum, o să separe zona cu băncuța aici. Nu prea avem, uite aici putem să punem o floare fix după ușe, care arăta bine, zic eu. Dosarul, cumpărasem un dosar, de ce nu l-am aici? De așa, cumpărasem un dosar. Păi, de ce n-am eu dosarul? Bun, îl cumpărasem și... am două acum, ok. O să vând unul. Uite, cred că aici ar da cel... nu. Aici ar da cel mai bine. Poate aici. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu, pe astea o să le vând, stai așa puțin. Decorațiuni, dosărelul cu pricina, unde e? Dosărelul cu pricina, îl vând cam unul. Iar pe ăsta cred că aș putea să-l ridic și să-l rotesc. Aha, cam așa ar trebui pus către doamna care vinde. Cred că așa ar avea mai multă logică. Atunci îl punem aici. Frumos sau ce? Hai că arată bine, mai avem o bancă de pus, dar banca asta nu prea o văd eu niciunde, uite, poate aici. Să fie așa de așteptare. Ok, coșurile de gunoi, cred că unul dă bine să fie fix aici lângă ușe. Mă gândesc, nu știu, așa văd, în viziunea mea. Și un coș ar putea să fie... uite aici. Cred că sunt destul de ok poziționate. Bun, ce mai avem noi de pus? Mai avem de pus următoarele. Un ceas și încă două decorațiuni. Da? De ce? Alea nu au fost bune? Astea? A, trebuie aici în încăperea asta și asta e altă încăpere, să înțeleg. Aha, deci alea le-am cam pus deja. Ok, gata, am înțeles. Gaciu. Păi, atunci o să ardem tot pe flori, că altceva nu prea am ce, uite, am semnul ăsta de
exit pe care o să-l pun aici. Nu. Uite aici, frumos. Să vadă lumea pe unde e ieșirea, mă gândesc. Nu vrea dure pe peretele ăsta, de ce nu vrea? Bun, punem aici. Ok. În partea asta e ieșirea, bun. Am semnalizat-o și pe asta. Ce mai avem de pus? Mai avem două decorații. Op, două decorații, două decorații. De ce să mai mergem noi aici? Părurile astea sunt destul de mari și nu-mi plac. Uite, o tabletă. Putem să punem una vizier. Asta e, de fapt, o tabelă din ea în care pui anunțuri. Practic, a vizier pe românește. Și mai putem să punem... încă un exit și în partea asta. Mă gândesc. Ia să vedem. Bun, punem și un exit în partea asta, astfel că îl punem peste aici. Poate lumea că pacii să iasă. Ok, și aviz, mama, vizierul e imens, unde, nici n-am unde să-l pun. Uite aici, am putea să punem avizier unde să se pună diverse anunțuri. Anunțuri, întârzieri, promoții, discounturi, habar n-am. Orice vor ei să pună. Ce mai avem de pus? Un ceas mare. Un ceas, un ceas. Nu chiar mare, trebuie să primim un ceas mai decent, dar n-am decât trei variante astea. O să-l pun pe ăsta că e cel mai mic. Și un răftules, ceva mă gândesc să pun. Ia să vedem ceva. A, uite, pot să pun un... Nu, asta e panou. N-are rost că e panou prea mare pentru încăperea asta. Pot să pun un mailbox în care ei să poată să lase și scrisori când vin în gară. Practic, se pare destul de interesant. Ia să vedem. Unde o fixăm noi asta? Că și asta e destul de mare. Uite, am putea să o punem fix sub avizier aici. Partea asta. Cred că ar da bine aici sub avizier. Iau cât de frumos. Iar ceasul, nu știu, mi se pare interesant aici sau chiar aici ca să-l vadă toată lumea. Aici. Aici. Nu, no, hai să-l punem aici, care arată mai ok. Asta nu prea dă bine aici, asta mă enervează. Asta. De fapt, aici ar trebui ca să se vadă că e în partea asta, că altfel n-ar avea nicio logică. Nu știu cum să fac. Nu mi-e place deloc. Arată în direcția aia. Ar trebui să-mi arate... Ia să-l pe stâlp? Nu pot să pun pe stâlp. Din păcate o să-l vând eu pe ăsta. Stai așa că o să-l vând, că nu... N-am ce să fac cu el. Tic, 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 tic. Ia să vedem ce avem aici. Avem unul. Îl vindem și luăm pe celălalt. Uite, ăsta cred că ar trebui să fie ok. Frumos sau ce? Ia uite-l. Îl punem aici. Bam! Cum că aici e ieșirea, asta e ieșirea și asta e de fapt, nu știu, e... Pe aici practic ar trebui să iasă... E așa mai la dos puțin. Bun! Ia să vedem. Am terminat asta? N-am terminat. Clean up în formă de tickets office. Unde e tickets office-ul? Aici. Aha! Bănci și scaune. Practic putem să le punem două scaune de birou. Mi se pare cea mai bună idee. Să ne avem scaune de birou. Nu chiar de birou, dar... A, uite că avem și scaune de birou. Bun. Trash can, un coș de gunoi. Ok. Încă trei decorațiuni. Aici o să fie mai complicat. Putem să le punem și răsura niște flori. Care arată destul de bine. Dar nu putem să le punem numai flori. Asta e problema. Le punem și un avizier și înăuntru pentru ei să-și facă, nu știu, planul, să... Ce au de făcut. Punem o de asta de exit. Frumos. Hai să vedem. Asta de exit automat o vom pune aici. Mă rog, deși e prea... Na, e singura ieșire, dar hai să zicem. Că ar da bine acolo. Scaunele automat aici unde vor sta ele la birou. Punem pe asta aici așa. Mai avem unul de pus aici. Pun coșul de gunoi, bineînțeles, aici între ca să poată să arunce și unul și altul, mă gândesc. Punem mai așa mai pe mijloc. Ok. Floarea asta, uite aici am cos, cred că arată bine. O, ce frumos arată. Și avizierul cred că în spate, dar în spate nu prea avem noi cum să-l punem în spate. Nici aici în față. Bă, și ce bine de avizierul ăsta. Asta e, o să-l vindem. Mai să vindem avizierul. Și vedem ce variante putem să găsim. Păi, hai să-i punem și... Doamne, ăștia se pune tot așa niște dosare cu niște
mă rog, niște spații de depozitare pentru col, pentru documente, fix aici. Eu zic că arată bine. Mai avem să le punem un ceas. Aici ar da bine un ceas, ia să vedem. Aici ar da bine un ceas și cred că chiar aici o să-l pun. Ia uite ce frumos. Și mai avem niște răftulețe automat, au nevoie de niște rafturi. Hai să vedem de unde luăm niște răftulețe. Uite, putem să-l punem două pentru fiecare. Și mai putem pune... Aceia sunt mari. Nu. Ăsta, gen vestiar. Și încă unul mic. Hai să vedem cum le încadrăm. Păi ăsta, să-i să închidem ușa puțin. Încape unul aici, că ar fi foarte interesant dacă ar încăpea unul aici. Eventual cu ușile încoa. Sertarele încoa. Bun, ăsta arată bine. Ăsta nu prea mai încape aici, nu? E, ba, hai că cu puțin noroc. Cu puțin noroc, poate, poate. E, mai încoa puțin, dar oricum arată bine. Și cu floarea e ok. Mai punem unul... Mamă, aici nu prea mai avem unde să punem... Uite, o să-l punem pe ăsta după ușa aici. Aici poate să-și mai pune și el un expreso de cafea, o atenție. Și avem pe ăsta mare în care să-și depoziteze lucrurile. Aici nu putem să astupăm perete la ca... Totuși avem niște ceasuri micuțe acolo. Uite, cred că aici ar arăta bine. Perfect, perfect, am rezolvat și cu ăsta. Practic am terminat de făcut tot ce ni s-a cerut. Ia să ieșim puțin. Bă, am terminat, în sfârșit am terminat de făcut tot ce aveam de făcut, progresul e la 83%, asta înseamnă că am mai avea noi să golim, spre exemplu, ăsta odată și să-l vindem. Ok, na, să nu lăsăm gunoaiele aici. Și ar trebui să-mi dea banc, le-am făcut curățenie, dar să zicem, bun. Și ce ar mai fi de făcut prin curtea asta? De pus niște băncuțe pe afară, una alta, dar... Dar eu mi-am făcut strict pentru ce am fost trimis aici, pentru contractul pentru care am fost trimis. Hai totuși să vedem dacă mai avem ceva de pus pe ei sau nu. Le punem și aici, deși eu mi-am cam întins minimul ăla pe care mi l-au cerut. E, practic, baia nu prea aș avea de ce să le renovez, dar... Hai să zicem, hai să zicem, hai să mai fac eu de la mine câteva. Opa, asta e o categorie nouă. Ah, putem să facem ziduri, ok, 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 ok. Am prins-o și pe asta. 4 elemente. Aici avem cam multe. Să punem vreo 2-3 toalete, 2-3 spălătoare. Deci, 2-3 suflărice pentru mâini, să se usuce lumea. Putem să punem și șervețele. Un pișoar, ca să zic așa. Trebuie să punem ziduri între ei și uși. 2 și îmi trebuie 3 uși. Ba nu. 3 și 3 uși. Cred că astea ar cam fi, că ne cam ducem un buget rău de tot. Ia să vedem. Bun, ia să vedem cum ne organizăm. Păi, vine... Asta practic ce e? Mai margine? Ok. Punem una pe aici și așa. Una pe aici și așa. Bun, avem toaletele. Le punem înăuntru imediat. Asta vine aici, aici și aici. Și acum trebuie să le punem și ușile. Dar nu știu cum să punem ușile. Asta trebuie întoarse cumva. Eventual înspre interior puse. Ok. Vedem cum le încadrăm. Mai că cam rămâne spațiu și nu e bine. Vezi că... Cum rămâne spațiu, nu e ok. Ia. Aici să zicem că e... Ne, nu e bine nici aici. Ma, ce mă fac eu acum? Încerc să le fac cât mai etanșe. Bun, să vedem acum dacă e ok. Vă zic că acum e destul de ok. Arată bine. Hai să vedem ce mai... Am avem un pișulete de ăsta de pus. Asta e și băie și de femei și de bărbați, totuși că nu specifică. În fine, uite, mai punem aici un pișulete, nu că acolo vin chiuvetele. Mai punem aici un pișulete din ăsta.
Chiuvete n-avem, nu? Hai că avem și chiuvete dacă e va. Punem un șervețelele atunci. Aici, aici și aici. Să pun lângă la fiecare. Astea nu prea ar... Da, de ăștia nu le mai pun că oricum aici undeva la țară n-au nevoie de așa ceva. Le-am pus șervețele, e mai mult decât suficient. Oricum nu știu, ca să umble cu vânturicile astea, așa puțin să vedem. Bam, 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 bam. Bun, hai să le vindem pe astea care ne-au rămas. Una, două, trei și să luăm trei chiuvete. Chiuvete avem? Avem? Avem. Bun, avem chiuvete. Lol. A, uite aici, mă. Una, două, trei. Și punem și chiuvetele. Deși ne cereau decât două, eu o să fac un gest și o să pun trei. Cum încadrăm? Încadrăm una. Încadrăm una mai aici și a puțin. Una o punem la oglindă, dar puțin mai în dreapta și ca să aibă loc și asta o punem mai aici. Asta e așa mai pentru grași. Mai... Hai, mă, să punem chiar dacă nu ne cere. Ăsta e cadou din partea casei. Frumos? Asta aș putea să încadrez totuși cum trebuie, să nu... Hai să încadrăm totuși cum trebuie. Atunci, asta nu cred că mai e nevoie de ea. Cum fac eu să anulez oare? Uite, nu știu cum să o anulez și să renunț la ea. Cred că pot să o distrug, nu? Nu pot să o distrug? Nu pot, ok. Asta o lăsăm cadou aici. Asta e pentru copii, uite. O punem mai așa pentru copilași. Atunci dăm și astea mai jos. Se spele și copilașii. Și șervețele. Asta e pentru copilași. Pentru ea care n-ajung până la... Da, acum cu corona asta trebuie să se spele toată lumea pe mâini. Bun. Coșuri de gunoi, evident că vom pune din astea clasice. Punem unul aici și unul aici ca să ajunge șervețelele după ce se șterg pe mâini. Și mai avem case decorate, să le punem niște plante, să miroase frumos și la baie, dar dacă vin ăștia să se cace pe aici, cred că nu o să mai miroase deloc frumos. Hai să le punem niște plante, deși e cam frică puțin cu plantele astea, că o să se ofilească. Uite, o punem pe asta aici, ca atunci când se pișe să aibă și o priveliște și pe asta aici. Bă, mai mult decât atât, eu zic că mi-am făcut, uite, 93% din target, adică din target, 93% cap gara să fie completă. Însă task-urile pentru care eu am fost plătit sunt, în momentul de față, sunt completate 100%. Așa că acesta a fost episodul de astăzi și ne auzim în episodul următor. Salutare!